Creștinii ortodoxi l-au prăznuit astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ion este ultima sărbătoare din această perioadă care marchează finalul sărbătorilor de iarnă. În biserici s-au ținut slujbe de pomenire pentru cei morți, dar s-a oficiat și Sfânta Liturghie. Cei mai mulți au venit pentru a prinde o lumânare și pentru a se ruga de sănătate, ori pentru cei ce poartă acest nume. S-a cântat și lăudat viața Sfântului Ioan, nașterea și moartea acestui sfânt important pentru Biserica Ortodoxă. Este ultimul dintre prorocii Vechiului Testament, cel care vine să arate poporului pe Mesia, pe Fiul Lui Dumnezeu, dând mărturie că însuși Dumnezeu i-a vorbit spunându-i că acela peste care se va pogorî Duhul Sfânt, acela este Fiul Lui Dumnezeu, iar Mântuitorul, smerindu-se, vine la botezul pe care îl făcea Ioan și acceptă să fie botezat. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orinii, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta lui Aaron. Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu 6 luni înaintea nașterii lui Isus. Nașterea sa a fost vestită de către îngerul Gavril lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu a dat crezare celor vestite de îngerul Gavril, Zaharia a rămas mut până la punerea numelui fiului său. Biserica a închinat Sfântului Ioan 6 sărbători, zămislirea lui pe 23 septembrie, nașterea pe 24 iunie, soborul lui pe 7 ianuarie, tăierea capului pe 29 august și prima și a doua aflare a capului lui pe 24 februarie, iar cea de-a treia aflare a capului Sfântului Ioan pe 25 mai. În România, aproape 2 milioane de români își serbează astăzi ziua onomastică și petrec în familie alături de prieteni și cunoscuți.